Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! Dragii noștri, mulțumim lui Dumnezeu că putem să îi cântăm cu bucurie, putem să stăm într-o vreme de pace și liniște, ascultând cuvântul Domnului, meditând la El, gândindu-ne la ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă și ne învață pe fiecare din cuvântul Său, de fiecare dată că suntem împreună. Mă gândeam într-un fel la provocarea aceasta de care amintea și fratele Mircea, îndemnul acesta pe care a avut de fapt Părintele Tofană, adresându-l celor care îl ascultau. Ce frumos îndemn este și totuși ce grea slujbă este partea aceasta de a duce oamenii pe calea credinței. Experimentăm fiecare dintre noi lucrul acesta. Ne-a frământat, poate ne mai frământă, îl mai uităm câteodată, dar este bine că ni se aduce aminte și suntem îndemnați și în felul acesta. Trăim într-o vreme în care citeam un articol, un material despre ce ar fi fost Europa dacă Hitler ar fi câștigat războiul. Și cu siguranță niciodată n-am cunoscut prea în detaliu toată istoria asta a fascismului și ideea pe care a avut-o Hitler în conceptul lui și în gândirea lui, dar tot ce se scotea în evidență, probabil în urma cercetărilor, am fi ajuns nu numai o Europa, dar o lume necreștină, pentru că și prin toate valorile pe care Hitler le-ar fi promovat, în toate nu mai era nimic creștinește. Și în toată ecuația asta erau trei oameni importanți care, cu toate că unii dintre ei, cum era Stalin, n-a fost un personaj pozitiv în istorie, n-a rămas ca un nume pozitiv, dar totuși au avut o importanță definitivă în biruința asupra nazismului. Stalin, președintele Americii, așa, și așa cum se vorbea aseară la Simeria despre primul ministru al Angliei, acești trei mari oameni și valori, într-un fel, care au dus la biruința asupra sistemului de atunci, asupra gândirii lui Hitler și asupra nazismului, și iată că astăzi putem ca să ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu în libertate, putem ca să ne îndemnăm la tot ce este bun și frumos și creștinește, putem ca să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu liberi, este un har, este un har îndoit, pentru că știm că au fost și perioade când mărturisirea Evangheliei atrăgea consecințe grave asupra celui care făcea lucrul acesta. Dar să revin la ceea ce aș vrea să vă mărturisesc și să împărtășesc cu dumneavoastră, la cuvântul acesta pe care noi îl avem la îndemâna noastră. Astăzi este Duminica Ortodoxiei și ar trebui să ne caracterizeze într-un fel Evanghelia acestei zile, și este și o parte în care ne caracterizează. De când l-am aflat pe Domnul, și mulțumim lui Dumnezeu că în biserica noastră a pus lucrarea aceasta oastea Domnului, am simțit întotdeauna plăcerea și bucuria de a mărturisi Evanghelia lui Hristos. Să știți că partea cea tristă este că totuși un popor creștin, biruința asupra nazismului a existat, biruința creștinismului există, poate să ia viață și să înflorească, chiar dacă sunt încă încercări care duc spre nebușirea lei, dar știți, partea care se trăiește practic, ceea ce noi găsim în viața asta de zi cu zi, și într-adevăr la creștini, este exact ce s-a întâmplat cu Petru. Petru care 3 ani și 6 luni a umblat cu Domnul Iisus, Petru care îl găsim în situații și a rămas ca un stâlp pentru biserica creștină, pentru creștinism, spune Petru în fața unei încercări și în fața unei provocări pe care a avut-o, și mi-a plăcut lucrul ăsta când l-am înțeles și eu, că nu în fața unei demnități, nu în fața lui Pilat,
nu în fața lui Irod, nu în fața cezarului, Petru a avut scăpări și lepădare, ci în fața unei slujnice. Și știm oarecum, dacă cunoaștem puțină istorie, că pentru vremea de atunci, o slujnică, mai ales că era și femeie, era tot una cu nimic. O femeie, pe vremea Domnului Iisus, slujnicile din vremea de atunci nu aveau valoare. Și în fața unei cineva care nu avea valoare pentru vremea de atunci, spune în Evanghelia către Marcu, la capitolul 14, cu versetul 66, pe când stătea Petru jos în curte, este vorba de când Domnul Iisus a fost arestat și dus la anchetat, a venit una din slujnicile marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Este o afirmație pe care Cuvântul lui Dumnezeu nu o evită să ne-o spună și nouă. Petru, care a umblat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, Petru care, cum spune Domnul Iisus într-altă situație, tu ești Petru pe care voi zidi biserica mea, să ajungi să faci o afirmație de factura aceasta, nu știu și nici nu înțeleg despre ce vorbești, este greu. Raportându-ne la vremea de atunci, este greu. Ce se întâmplă astăzi în vremea noastră, diferențele nu sunt mari. Mergi cu Cuvântul lui Dumnezeu într-un popor creștin, la semenii tăi care sunt botezați, sunt cununați, au binecuvântările pe care orice om le-a avut în lumea aceasta și de cele mai multe ori te lovești de zidul acesta, nici nu știe și nici nu înțelege ce vrei să-i spui. Dragii mei, acum, pentru noi care suntem împreună aici în locul acesta, n-aș vrea să fie doar o stare așa de eu aici și voi acolo. Gândiți-vă la ceea ce am citit. Atunci când se vestește de fiecare dată aici Cuvântul lui Dumnezeu, unde vă raportați dumneavoastră de cuvântul pe care este citit în Evanghelie sau este citit în Scriptură? Înțelegeți tot ceea ce se vrea să se spună de la microfon? Înțelegeți tot ceea ce se spune în biserică din Cuvântul lui Dumnezeu? Înțelegeți lucrurile de care noi avem nevoie pentru că de ele depinde nu rezultatul afacerilor noastre, nu finalul facultății noastre sau soluția examenelor noastre, ci de lucrurile acestea depinde veșnicia noastră, de lucrurile care ne sunt prezentate și aduse prin Duhul lui Dumnezeu în fața noastră atunci când suntem în adunare, atunci când suntem împreună și invocăm prezența Duhului Sfânt, lucrurile de care se vorbesc aici, pentru unii poate mai puțin, pentru unii mai mulți, pe măsura în care fiecare caută să-și deschidă inima spre Dumnezeu. Dar sunt lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le cercetează, le face cercetarea în inima omului și îți aduce lucrurile de care tu ai nevoie pentru ca să ajungi la mântuire. Tu ai nevoie ca să ajungi la credință. Și dacă pentru Evanghelia de astăzi, când cineva a fost dus la Domnul Iisus, când cineva, unui om i-a fost prezentat persoana Domnului Iisus, pentru vremurile astea în care noi trăim astăzi, cred că se aseamănă într-un fel și fac o legătură ceea ce spune Domnul Iisus despre venirea a doua a Lui. Și spune Domnul așa: și a zis ucenicilor săi, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. S-ar putea să vină zile în care să dorești să afli Cuvântul lui Dumnezeu și n-ai să poți să-L afli, pentru că ușile nu sunt închise, pentru că Biblia nu ți este arsă și nu ți este confiscată, îți este la îndemână, dar nu o să ai timp. Nu o să mai ai timp de Cuvântul lui Dumnezeu. Viața ta este atât de prioritară încât nu o să mai ai timp să reflectezi la tine însuți. Ești copleșit în fiecare zi. Vorbesc din experiență lucrurile acestea, le trăiesc. Cu toate că aproape ori de câte ori te lași cercetat de Duhul lui Dumnezeu,
fie că citești, fie că ai tu relația ta personală cu Dumnezeu prin rugăciune și prin starea ta intimă pe care o ai cu Dumnezeu, fie că auzi o predică sau un cuvânt sau un îndemn, ai momente în care vezi, nu ești bine. Noi am vrea ca să fim și să ne dăjduim și dorim să ajungem spre starea aceea de sfințenie, așa cum se vorbea aseară, calitățile unui om credincios. Dar priviți în săptămâna care a trecut. Poate că ați avut o minciună, poate ați avut un gând rău, poate ați avut o dorință nepotrivită, poate ați făcut o faptă necuvincioasă, poate ați făcut un lucru care nu este caracteristică unui om al lui Dumnezeu. Înseamnă că noi avem mereu și mereu de repetat, de retușat, ceva de cârpit la credința noastră. Și dacă avem posibilitatea să reflectăm la lucrurile acestea, este harul lui Dumnezeu care încă l-are pentru noi, numai că vor veni zile când s-ar putea să dorești și totuși să rămâi doar la stadiul de dorință, doar la stadiul, așa cum vă spuneam, poate de multe ori mă regăsesc în partea aceasta, poate că de mâine am să-mi fac mai mult timp pentru ca să fac un lucru pentru suflet. Așa spun astăzi când sunt împovărat de grijile vieții, așa spun astăzi când sunt împovărat și timpul nu mi-ajunge să-L petrec cu Dumnezeu așa cum trebuie. Nădăjduiesc în Duhul meu că de mâine așa voi face și mâine mă trezesc că apare o altă problemă. Ori aia de ieri nu s-a terminat și o continui astăzi, ori apare altceva care mă aduce aceeași stare ca și ieri, dacă mă trezesc și mi se trezește conștiința. Va veni zile și nu știu cât de greu trebuie să fie starea asta pentru orice suflet, numai că te duci pe starea aceea de bătrânețe, te duci pe starea aceea de neputință în care n-ai să mai poți să înțelegi lucrurile așa cum le-ai înțeles când erai tânăr. Și te vei trezi că viața îți zboară, că viața îți duce și pe lângă toate acestea, având adunare, având scriptură, având pe cineva care să mijlocească pentru tine. În versetele și în capitolul acesta în care Domnul Iisus vorbește despre venirea sa, și de, începând cu versetul acesta pe care l-am citit, că vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, Domnul Iisus reflectează și atrage atenția cum sunt zilele de pe urmă, când ca și zile asemănătoare cu vremea lui Noe, când oamenii mâncau și n-aveau timp să-L asculte pe Noe. 100 de ani a construit Noe la corabie, 100 de ani, și totuși să nu intre nimeni în corabie în afară de familie. 100 de ani să trăiești, vorbim pentru vremea de atunci, cum trăiau oamenii atunci, cu sutele și timpul lor, dar totuși 100 de ani e mult, e mult să auzi Evanghelie și totuși să nu-ți, pentru că un lucru care era oricum greu de crezut pentru ei în vremea aceea, deci până la Noe n-a plouat. Până la Noe, pământul își lua seva din rouă, plantele își lua seva și verdeața și natura își lua seva vieții din rouă, nu din ploaie. Era undeva ceva, un lucru de neconceput ca o barcă să ajungă să fie inundată de apă sau pământul să fie inundat. Din ce să fie inundat? Din rouă? Diferența sau asemănarea, dacă am aduce-o pentru vremea noastră, cine mai crede astăzi în învierea din morți și în viață veșnică? Câți din cei care ar trebui să o mărturisească, o desconsideră și o tăgăduiesc? Suntem creștini de cele mai multe ori doar pentru viața de acum, nu pentru veșnicie. Oameni care nu tăgăduiesc existența lui Dumnezeu, oameni care se roagă, oameni care sunt religioși într-o parte a vieților și ferească Dumnezeu cumva să tăgăduiască religiozitatea lor. Dar dacă te duci spre panta veșniciei, acolo rămân semne mari de întrebare. Oameni, așa cum vorbesc de mine și așa cum zic și de dumneavoastră, având posibilitatea să reflectezi la veșnicia ta, având toate avantajele pe care ni le-a oferit secolul acesta, să putem să mergem din sfințenie în mai mare sfințenie spre slava lui Dumnezeu.
Având toate acestea, a avut, aici este un verset pe care în versetul 32 spune așa, în toată ecuația asta în care vorbește Domnul Iisus, spune, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Este un lucru la care pentru evrei era ușor de cunoscut lucrul acesta. Pentru evrei era ușor de reflectat la nevasta lui Lot. Și nouă, care cunoaștem Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne iese departe afirmația aceasta. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, că nevasta lui Lot și-a pierdut mântuirea și-a pierdut viața în niște condiții așa ca și ale noastre. Pentru Lot și nevasta lui și familia lui a mijlocit cineva. Avram s-a rugat pentru ei. Avram nu era un oarecare. Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Era prietenul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul că așa vorbea Dumnezeu cu Avram cum vorbește un om cu prietenul lui. Pentru femeia asta cineva a mijlocit. Prietenul lui Dumnezeu a mijlocit la Dumnezeu pentru ea. Nevasta lui Lot n-a pierit în cetate, unde a fost nenorocirea și prăpădul și dezastru. Că mi-aduc aminte, vorbeam de aseară pe mașină de Marea Moartă, unde au fost Sodoma și Gomora, ce lucru înfiorător, cei care au văzut-o și care au putut să ajungă până acolo. Nevasta lui Lot n-a perit în cetate unde Dumnezeu a nimicit amândouă cetățile împreună cu toți cei care au locuit acolo. Nevasta lui Lot era pe drum, era pe calea spre mântuire. Venim în adunare, suntem pe calea mântuirii. Avem posibilitate să ajungem la capăt. Numai că să nu ne se întâmple, ferească Dumnezeu, să intrăm în păcatul acela și în starea aceea în care a zis Petru, să folosesc cuvintele lui ca să ne cerceteze mai adânc, nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. S-ar putea oare să fii în adunare și să nu înțelegi și să nu pricepi ce se vorbește când este vorba totuși de mântuire, când este vorba de viața ta, când este vorba de veșnicia ta, când este vorba de calitățile pe care trebuie ca să le ai ca și om credincios, de roadele pe care trebuie ca să le dovedești în timpul vieții tale, că tu te-ai întâlnit într-o zi cu Domnul. Era cam pe la ceasul al 10-lea, spune Sfântul Apostol Ioan. Cam pe la ceasul, apropo, dumneavoastră, vă aduceți aminte cam în ce dată v-ați întâlnit cu Dumnezeu? Lucrul ăsta nu se uită. Dacă ai avut o întâlnire, nu poți să spui, crezi că, nu știu care din ele două zile. Dacă ai avut o întâlnire cu Dumnezeu, o ții minte. Și data, și ora, și clipa, și momentul, și starea în care te aflai atunci când te-a cercetat Dumnezeu. Să știți că toate lucrurile acestea care nouă ne sunt puse în față, toate lucrurile acestea de care noi ne împărtășim, au o valoare veșnică. Pentru noi, în primul rând, Dumnezeu să ne ajute ca să ne dea înțelepciunea, priceperea, să ne medităm la viața noastră, la starea noastră, privind spre, așa cum spune Domnul Sfântul Apostol Pavel în Epistola Corinteni, acolo când aduce viața evreilor care au ieșit din Egipt și care au avut un curs și un traseu până au ajuns în Canaan. Și toate aceste lucruri ne-au fost îngăduite și lăsate nouă ca mărturie. Tot ce cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează de fiecare dată sunt pentru învățătura noastră, sunt pentru îndemnul nostru, sunt pentru frumusețea fiecăruia, până la urmă, de a trăi cu Dumnezeu. Este o frumusețe. O, ești frumos cum de frumoasă e numai clipele pe care le poți trăi cu Dumnezeu într-un mod deosebit. Așa este părtășia cu Dumnezeu și așa nădăjduim să fie și părtășia noastră atunci când îl avem pe Domnul împreună și în inimile noastre. Domnul să ne dea binecuvântarea Lui. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt.